În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenilor, oamenii faceți și voi asemenea. Iubiți credincioși, una dintre cele mai tulburătoare evanghelii pe care Biserica o pune la dispoziție în miez de toamnă este aceea în care Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta un scurt fragment din predica de pe munte a Mântuitorului, dar nu cea cu care suntem noi obișnuiți, ci cea relatată de Sfântul Evanghelist Luca. Și anume, Mântuitorul le spune ucenicilor direct: ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi asemenea. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce bucurie puteți avea? Au nu și păgânii fac la fel? Dacă împrumutați pe cei de la care nădăjduiți că veți primi înapoi, ce bucurie puteți avea? Au nu și păgânii împrumută ca să primească înapoi? Dacă vrem să trăim frumos, cred că trebuie să luăm aminte că învățătura creștină nu este ceva de manual, ci este pur și simplu un mod de viață. V-am spus și altă dată că de fiecare dată Sfânta Liturghie pe care o săvârșește un preot trebuie să fie săvârșită ca și când ar fi ultima. Din acest punct de vedere, toate sfintele mele liturghii sunt la fel. Toate sunt slujite ca și când ar fi ultima, dar cu mare bucurie. Dar una este deosebită, de ce? Pentru că pe lângă faptul că a fost trăită ca ultima, a fost prima. Una singură este deosebită de toate celelalte. Și anume prima Sfântă Liturghie, care s-a întâmplat acum 23 de ani, exact în această duminică, în care am primit această provocare să vorbesc în fața câtorva oameni, mai mult rude foarte apropiate, pentru că mă cunoștea mai mult Dumnezeu decât oamenii, ca și acum de adminteri. Vă spun despre lucrurile acestea pentru că nu mesajul contează, nu mesajul pe care un preot îl lansează celor care îl ascultă, ci cât a dat preotul respectiv din mesajul acela. Cât s-a împărțit în mesajul acela prin trăire. Și nu pot să fac niciodată abstracție de trăire în ceea ce vă spun. Am chemat în memorie cei 23 de ani de slujire, tocmai pentru a fi în stare să mă prezint înaintea dumneavoastră cu o minimă experiență de a vă spune că în fiecare slujbă mi se descoperă ceva. Nu aud voci până acum. Dar și astăzi la Sfânta Liturghie mă gândeam, atunci când se spune toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, mă gândeam dacă suntem conștienți ce înseamnă lucrul acesta în profunzime. Credeți că Dumnezeu are nevoie de păcatele noastre, de greșelile noastre, de tot ceea ce zicem noi că am lăsat la Dumnezeu și acum suntem liberi? Îmi aduc aminte de părintele, Dumnezeu să-l odihnească, Teofil Răianu, care vorbea despre falsa modestie și spunea: mă duc prin Moldova, mai ales, acolo e modestia la ea acasă. Și vin protopopii și mă întâmpină cu toți și începe câte unul să spună, și eu nu-i văd așa față către față, că știți că părintele nu vedea, dar îi simțea cu Duhul. Și vine câte unul mai simandicos și firoscos: părinte, vă pomenim și noi cu nevrednicie. Și ciodată l-am pomenit pe unul și l-am oprit așa: stai mă, cum adică, păi cu nevrednicie? Păi eu vreau să mă pomenesc cu vrednicie. Păi nu că așa se spune, bă, spune ce trăiești. Eu vreau, și cred că și Dumnezeu vrea, să ne dăruim Lui cu vrednicie, nu cu nevrednicie. Dumnezeu nu vrea de la noi să ne curețe și după aia să ne lase să ne murdărim din nou. Dumnezeu vrea în noi
ce a rămas după ce ne-am curățit. Și acum am să vă spun câteva cuvinte despre ce a rămas în mine după ce m-au curățit cei 23 de ani de slujire. În primul rând, conștiința, așa cum am spus, că mesajul meu nu este important prin ceea ce transmite, ci prin ceea ce dă din mine. Astăzi de dimineață am venit și eu, deși mi-am propus de foarte multă vreme să nu mai ajung la 5 la biserică, totuși a trebuit, pentru că fiind și de rând trebuia să fac și proscomidia și am crezut că e și un timp pentru mine, pentru mulțumirea, pentru cei 23 de ani de slujire la aceeași Sfânta Masă și la același proscomidiar, de slujire a fiilor mei duhovnicești în aceeași cămăruță duhovnicească. Și mare mi-a fost bucuria când am văzut că nu sunt lăsat să fac lucrul acesta de către enoriași care deja mă așteptau. Și le-am spus, sunt de foarte multă vreme în alt program decât cel pe care îl știați. Dar ei mă așteptau. Mă așteptau și veniseră cu o oră înainte de a le fi dat eu mesajul. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce dăruiesc eu aici, în afară de dezlegare și de binecuvântare, dăruiesc din timpul meu și cu mare bucurie vă spun, le dăruiesc din sănătatea mea cu care o împart cu cei care beneficiază de rugăciunile pe care le facem aici împreună. Și ca să fiu mai exact, mă gândesc la prima sentință, la prima idee a Evangheliei de astăzi. Iertați-mă că mai sunt și termeni tehnici pe care îi încerc să îi ocolez, dar nu pot. De exemplu, cuvântul acesta, sentință, îl am de la patrologie și, deși m-a supărat prima dată că făceam legătură cu Ministerul Justiției la un moment dat, nu, sentință pentru mine acum înseamnă mult mai profund. Înseamnă o zicere care rămâne definitivă, nu mai faci apel, faci recurs, ajutat, asta este. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi asemenea. Vă sună cumva puțin comun acest lucru? Da, numai că ne sună negativ. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Această negativitate, să știți că este foarte păgubitoare. Pentru că întoarce roata. Înseamnă că ceea ce nu-ți place ție, să nu faci celorlalți. Înseamnă că alții ți-au făcut ție și tu ești mâna a doua. De ce să nu fii mâna întâi? Exact cum zice Evanghelia. Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă tu asemenea. Înseamnă că ești primul și că toată inițiativa nu aparține celuilalt, pentru că marea problemă a zilelor noastre este că ne considerăm datori de a răspunde ori provocărilor, ori societății, ori presiunilor. Și astăzi ne învață Mântuitorul un lucru extraordinar, că nu este așa. Este un efect faptul că șeful se supără pe noi. Da. Dacă am face invers, mă, cum aș vrea eu să se uite șeful la mine? Și te uiți foarte bine în oglindă și începi să te iei așa la purica. Mă, ce are nevoie șeful de la mine? Păi ce știu să fac mai bine? Să zicem că știu să fac calcule. Să zicem că sunt într-un birou, da? Păi ia să le fac eu așa cum trebuie și când vine să mai dea altele, să nu refuz niciodată. O să-ți dai seama până la urmă că n-am putut să le fac pentru că n-am avut când să le fac. Și încet, încet, să servești șefului ceea ce ai vrea tu ca el să-ți servească ție. Și atunci devii mâna întâi. Când ai devenit mâna întâi, e clar că nu te mai sperii, aolo, de ce s-o întâmpla. Nu, pentru că tot ceea ce se întâmplă cu noi este un efect a ceea ce am pornit noi. Este un ecou. Știți de copilul acela care striga la taicăsul, îl supărase, probabil că nu-i luase iPhone 9 sau nu-i cadrase pentru cine știe cine zdrăvănie. Și striga la el că nu urăște. Și acum bietul tată ce să-i facă? Era într-o casă modestă, la marginea pădurii și l-a scos afară. Zice, hai mă să strig afară, url afară. A dat afară și a venit înfricoșat.
a venit înfricoșat de afară și a spus: tată, 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 ce? Mi-e frică, de ce? Și m-a speriat cineva, ce? Păi cineva care mă urăște, cum adică? Și păi m-am dus afară și am strigat și mi s-a răspuns: a, vină încoace cu mine atunci, ia strigă, te iubesc. Și într-adevăr ecoul a venit. Ce, ia uite că mă iubește. Așa e cu noi, fraților. Degeaba ne ascundem după degete, primim întotdeauna tot ceea ce semănăm noi. Cine seamănă vânt, culege furtună. Acum să nu vă imaginați că dacă ați semănat o privire pieziș, veți primi o îmbrățișare, nu. Veți primi un milion de priviri tăioase când ți-e lumea mai dragă. Pentru că dacă suntem conștienți că tot ceea ce primim este un efect a ceea ce dăm, cu siguranță că nu trebuie să mai fim atenți la ce primim, ci să fim atenți la ce dăruim. Asta este marea diferență între definiția pozitivă pe care o dă Mântuitorul și cea negativă pe care o dau oamenii. O dau așa că sună mai nu știu cum, dar sună exact de la capătul celălalt. De aceea, mergând mai departe, un lucru foarte interesant pe care mi zice Mântuitorul legat, zice: și de ce iubiți pe cei ce vă iubesc? Ce bucurie puteți avea? Și păcătoșii fac la fel. Eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri. Adică întotdeauna ne întoarce Mântuitorul tot către noi, noi să fim primii. De ce credeți că are vrăjmașul ceva cu noi? În primul rând are ceva cu noi, că noi îl considerăm vrăjmaș. Aici se dezleagă toate. E la fel cum v-a zis cu șeful. Dacă noi vedem pe cel de lângă noi că se uită nu știu cum la noi, zicem, ăsta mă vrăjmășește. Nu. Trebuie să te gândești așa: bă, de ce s-o uita așa? Eu cred că el se uită așa pentru că a constatat la mine ceva. De la mine a pornit privirea asta. Vă spun, niciodată nu veți fi beneficiari, între ghilimele, a unei priviri tăioase dacă cel de la care a primit această, de la care a pornit această privire, nu a primit de la noi ceva negativ. Simpatia și antipatia sunt niște date pe care foarte greu le putem controla. Nu zic nu se pot controla, pentru că nu e așa. Foarte greu, dar se pot educa oamenii astfel încât să nu mai existe această graniță între simpatie și antipatie. Și cum anume? Noi să pornim de la început, de când plecăm de acasă, că ne înconjoară numai oameni frumoși. Și o să spuneți că nu e așa și eu vă spun că greșiți. Păi oamenii aia de care vă tot zic eu că mai lasă câte o hârtiuță, câte o rez de țigare sau pachet de neterminat în parcare, ăia mă iubesc foarte mult. Ăia scot din mine ce am mai frumos. Dacă știu să scot din mine ce e mai frumos. Gândul acela de care v-am spus, de a avea sacoșica în portbagaj întotdeauna și a aduna hârtiile ca atunci când se scoală vecinii să vadă curățenii în parcare. N-au scos oamenii ăștia din mine un lucru frumos? Și atunci eu cum pot să mă uit urât la ei? Mai consider eu că sunt dușmanii mei? Nu! Sunt prietenii mei. Mi-aduc aminte, am fost la vulcanizare pe vremea aceea, când eram eu pricopsit și aveam mașină nemțească, adică Trabant. Și era un tip așa, între două vârste. Nu pot să vă spun acum ce vârstă, pentru că eu aveam 28 de ani și atunci era foarte greu de calculat vârsta celui mai mare. Acum v-aș putea spune, da, dacă l-aș vedea din nou. Și treceau doi vecini de-ai lui, că uite, ăștia sunt prietenii mei. Și zic, de ce? Pentru că i-am prins odată că m-au văzut că eram supărat. Și ce credeți că le dă pe-n cap? Arunc o mână de cuie la o intersecție. Și bineînțeles că prima vulcanizare pe care o găseau cei în cauză era a mea. Le-am zis să nu mai fac așa, dar tot prietenii mei au rămas. Nu contează cum este viața. Contează cum o trăim noi și cum o percepem noi. Dacă vom încerca să aplicăm ceea ce învățăm aici, nu așa să spunem teorii, să vorbim frumos, nu, să trăim frumos, nu să vorbim frumos.
Dacă începem să îi vedem pe cei de lângă noi că sunt prietenii noștri, că sunt cei care ne antrenează, sunt cei care ne țin în priză, să știți că este un lucru extraordinar. Și pentru că am ajuns aici, vis-a-vis de cine ne ține pe noi în priză, nici nu știți cât trece timpul când îl petreci util și frumos, față de un ceas când îl petreci așteptând. Așteptând urât, că poți să aștepți și frumos. Într-o zi am uitat că dădusem niște mesaje, dar fără să le scriu și în agenda. Și nu mi-am dat seama că o zi era neacoperită, între orele 6 dimineața și 8 și jumătate. Vin eu și aici era pustiu. Fraților, știți cât de lungă mi s-a părut prima oră care a trecut? Pentru că nici nu puteam să fac altceva, adică să mă învăț de ale mele, pentru că eram în așteptare, trebuie să vină cu tare sau cu tare sau cu tare. Și atunci mi-am dat seama de cât de relativ este timpul. Altădată nu ți ajunge și câteodată nu știi cum să treacă mai repede, orică vrei să treacă un eveniment, orică vrei să vină cineva să te întâlnești. Contează însă cel mai bine să fim pregătiți pentru ambele variante. Și pentru varianta în care timpul trece foarte repede, dar și pentru varianta cealaltă. În momentul în care avem surse să trăim frumos în toate situațiile, atunci vom avea o viață frumoasă. Și de atunci mi s-a mai întâmplat de câteva ori, dar nu am mai trăit această așteptare, așa zis, inutilă, ci am trăit o așteptare frumoasă și mi-am dat seama că mi-am făcut eu un mare bine prin faptul că am avut și eu două ceasuri ale mele, în care nici nu vă spun câte lucruri interesante am făcut. Și am realizat că, de fapt, viața contează și constă în ceea ce percepem noi despre ea. Tocmai despre aceste lucruri este vorba în Evanghelia de astăzi. Pentru că am să abordez și ultima parte a subiectului. Dacă împrumutați pe cineva, având nădejde că primiți înapoi, ce bucurie puteți avea? Oare nu și păcătoșii împrumută pe păcătoși ca să primească înapoi? Aici, iubiți credincioși, este o problemă a zilelor noastre, v-am mai spus-o, dar cred că au trecut vreo 10 ani și vreau să o mai punctez pentru că suntem într-o lume în care este un asalt al cererii. Am și eu nevoie până mâine. Nu răspundeți la asemenea provocări. Pentru că riscați să stricați prietenii, riscați să nu vă mai vedeți rubedenii. Și eu când am avut acum 25 de ani această problemă, am fost dăruit de Dumnezeu cu duhovnic, cu părintele Arsenie și mi-a zis, tată, toată viața te vei confrunta cu așa ceva, dar să știi că poți să fii fericit într-un singur fel. Ascultă ce ți se cere, dă cât poți, dar fără să mai vrei înapoi. Și cu o singură condiție. Trebuie să-i spui și de la început, iei pe ăștia, eu pe ăștia i-am, nu vreau să-i mai văd, fă-ți treaba. Am avut de câteva ori bucuria în care câte un fiu duhovnicesc îmi cerea niște sume destul de consistente. Bineînțeles că mi-i dădea mâine sau săptămâna viitoare. De cele mai multe ori aștept și acum ziua aia de mâine, dar o aștept așa, retoric. Dar de foarte multe ori, când vine și cere câte cineva, îmi fac așa o socoteală cam de ce sumă pot să mă lipsesc de tot, nefiind una ridicol de mică, Doamne ferește, nu, una medie, îi dau omului și mai am totuși o dilemă, să-i spun sau să nu-i spun că îi mai aștept. Și am să vă spun de ce. Erau prin anii 76 când noi ne mutasem la cumpăna și tata avea nevoie de niște bani și s-a dus la părintele Arsenie și a zis, tată, uite așa, așa, am nevoie de niște bani. Și părintele Arsenie, nimic, ce vii mâine. A venit mâine și frate Stanice, n-am decât 6.000 de lei, băi, fraților. Pe toată casa dădusem 60, deci era 10-a parte o casă.
Nu a întrebat tata acum când să ți-l dau, zice, ia-i și fă-ți treaba. Mai să știți că a durat vreun an, un an și jumătate, până când tata nu putea să doarmă, hai să punem bani înapoi, hai să punem bani înapoi. Și a făcut treaba, a pus, după vreo 2 ani, bani înapoi, bucuros, nevoie mare, s-a dus la părintele. Părinte, așa, ce-i frate Stane? Și-a venit cu banii, care bani? Ce, pe care mi-ați dat? Nu, frate Stane, eu nu dau niciodată să mai primesc. Și vă spun că atunci cu banii primiți înapoi, s-au făcut lucruri mult mai mari decât prima dată. Devenea că părintele ne-a dat de 2 ori. Și de atunci mă pot gândi dacă să-i spun sau să nu-i spun omului respectiv. E adevărat că dacă îi spui, nu mai există problema aceea că te evită. Știi, dacă vrei să scadi un prieten, împrumută-l cu bani, ai scăpat. Dar mai sunt și dintre cei serioși. Am avut acum, cred că vreo 2 cazuri de oameni care au venit cu ei înapoi și am trăit și eu bucuria pe care părintele Asenie cu siguranță o trăia fiecare zi. Deci spune că nu-i mai primesc înapoi și relațiile au fost foarte, foarte strânse. I-a părut rău omului că m-a evitat câțiva ani pentru că n-avea să-mi dea, dar avea conștiința că trebuie să mi-i dea. Și atunci, această legătură pe care noi o facem între ceea ce citim și ceea ce facem noi din ceea ce citim, ne întoarce la ceea ce v-am spus acum 2 săptămâni. O carte nu este importantă prin ceea ce ne dăruiește ca informație, ci este importantă prin ceea ce scoate din noi. Pentru că, dacă suntem atenți, poate să scoată din noi ceva bun. Așa cum am spus că și vrăjmașul poate să scoată din noi ceva bun și cu siguranță poate să scoată numai și numai ceva bun dacă suntem noi atenți să extragem din noi. Și așa cum este și cu mesajul pe care eu astăzi n-am fost în stare să vi-l dau prin cuvinte, ci vorbindu-vă despre sentimentele pe care le am în ultimii 23 de ani în care Dumnezeu mi-a rânduit să vorbesc de la aceeași solee. Știu că din punct de vedere al CV-ului european nu dă bine deloc, v-am mai spus și altă dată și îmi place să vă repet lucrul acesta, se consideră că cineva care nu a evoluat într-un sens sau într-altul, adică n-a fugit într-o parte sau într-alta, nu prea este bun. Eu sunt un om care am rămas inclusiv la universitate pe aceeași funcție, pentru că atunci când am primit darul acesta de a vă vorbi dumneavoastră, de a sta în fața studenților, mi s-a părut că mai mult de atât nu se poate. Chiar dacă ar fi să aflu la sfârșitul vieții că a fost numai o părere, mă bucur că am avut această părere, că am rămas locului și că încet, încet putem să transmitem nu mesaje, ci emoții. Așa să ne ajute Dumnezeu și de acum.